că ne întâlnim în această seară, pentru că am văzut și lansări de cărți cu 30, 40, hai să zicem, 45 de oameni. Și m-am întristat, pentru că acolo e munca unui om, întotdeauna. O carte nu e așa. Normal că nu e una cărțile care se scriu astăzi pe acolo, prin locul acela, și în 5 ani unul a scris vreo 7 cărți, așa. Dacă îl pui să semneze ca lumea să scrie scrisoarea acasă, nu o scrie corect. Dar are 5 cărți, bineînțeles. Deci aia e una și asta e cu totul altceva. Cu totul altceva. Merită.